Derbiul campionatului a întrerupt pentru două ore negocierile noului cabinet. Toate grupările politice și-au amânat ședințele după meci. Viitorul prim-ministru, Radu Vasile, declarând chiar că, din păcate, ședința în care urma să fie desemnat candidat se suprapunea cu Rapid Steaua. Era ora normală, putem să punem și mai devreme. În orice caz, toată lumea s-a interesat ca ea să nu se suprapună cu meciul și nu se pare normal. Sper să reușesc să văd ceva sau măcar rezultatul. Din păcate, chiar la ora 2 începe o ședință importantă partidului de desemnarea candidatului la prim-ministru și, mă rog, și teoretic și practic trebuie să fiu prezent, dar voi avea grijă să aflu măcar cum evoluează scopul. Majoritatea conducerii PNL va merge pe stadion, ședința biroului permanent urmând să aibă loc după partidă. În aceeași săptămână, în Italia, discuțiile despre buget sunt puse în umbră de derbiul Lazio-Juventus. Ca și în România, distanța dintre cele două echipe este de 2 puncte. Ca și Steaua, Juve este recordmena titlurilor, în vreme ce Lazio, ca și Rapid, nu a câștigat decât un titlu acum mai bine de 25 de ani. Lucescu este un suporter declarat al antrenorului lui Lazio, Sven Goran Eriksson, în vreme ce antrenorul Stelei este alintat Stoichiță Lippi, după numele antrenorului lui Juventus. Lazio joacă finala Cupei cu AC Milan, iar Rapid cu Universitatea Craiova, ambele echipe clasate pe locul 8. Patronii celor două echipe, Sergio Craniotti și George Copos, sunt veniți în fotbal după 1990, în vreme ce cei doi portari, Marchegiani și Lobon, sunt considerați cei mai în formă din campionatele lor. Multă lume a sperat că ai putea juca azi. Nu știu ce a sperat lumea, eu aș fi dorit din tot sufletul să evoluez astăzi. Îmi pare enorm de rău că nu pot să fiu alături de colegii mei.
dar sper ca și fără mine să depășească, să treacă de acest moment greu, să câștige astăzi. Adică cum ți se pare atmosfera în Giulești? Bună, propice unui meci de campionat. Nu. Îmi pare bine că e atmosfera asta să fie peste tot și îmi pare rău că nu pot să joc și eu. Viitorul carierei noastre depinde de rezultatul acestei partide? Cu viitorul carierei mele a fost atunci când am început. Acum nu mai depinde de acest rezultat, poate doar din punct de vedere al palmaresului să mai depindă cariera mea, pentru că se cam bate prea multă monedă pe rezultatul unui meci ca cariera unui antrenor. Departe de mine gândul ăsta și să știți că are cine să judece ceea ce fac eu. Gracias.
totuși speram, este normal să sper până în ultimul moment și sunt foarte bucuros că am reușit această egalare. Sare răchită și trimite cu capul propriului portar. Tabela de scor s-a modificat prima oară în minutul 9, când la cornerul executat de Istodi, Marinescu s-a înălțat maestos deasupra tuturor, reușind să-l învingă pe portarul Ritmic. 1-0 pentru Rapid, galeria e în flăcări, steliștii sunt prăbușiți, dar tifosii roșalbaștinilor nu-și pierd speranța. Bucurie nebună în Giulești, rapidiștii, jucători și suporteri, în egală măsură, simțind parcă beția victoriei. Steaua nu cedează, se aruncă în atac și în minutul 12, Lincar, după un 1-2 cu Regenkamp, croșetează toată apărarea adversă și șutează la poartă, deși a fost incomodat de Rednic. După alte 3 minute, lovitură liberă Lăcătuș și Marinescu este la un pas de autogol. Îl salvează însă Lobel. La capătul unei excelente combinații între Marinescu și Bolohan, Pancu, mult prea apatic miercuri, șutează slab. Tot rapidiștii sunt în atac, puțin mai târziu, când Șumudică, bine găsit de Marinescu, șutează pe lângă poartă, în timp ce pe margine antrenorii celor două combatante trăiesc din plin momentele jocului. Mare ocazie stelistă în minutul 37. Denis Șerban centrează excelent, dar Dănțulescu întârzie, dându-i posibilitatea lui Dulca de a rezolva cu mult calm momentul de panică. În finalul primei părți, Rotariu îl mai pune o dată la încercare pe Lobel. Un lup a devenit mascotă, în timp ce Nanu și